uitați în toți biștorii! Ei, na! Iarăși tu? De ce apari întotdeauna fără să cumperi bilet? Păi... cine e? Mă-mi drăguțe inele! Ce bine or să arate pe mâna alesei mele când ne vom căsători! Aoleu, m-ai prins! Doar nu vrei să rănești o doamnă în vârstă, nu-i așa? Așa mă gândeam și eu, fraiere! Adios! Îmi plac femeile curajoase! Cinești pe mine, nu e nicio problemă! Dar nimeni nu vorbește iurea despre mama! L-ai reparat perfect, omule! Făcut! Păi, Angen, n-am știut că ești pe lista invitațiilor! Insecte tăritoare! Ai stricat totul! Stai deoparte! Ai... Hei, omule, păi, Angen! Nu mi-a spus nimeni că o să fii invitat! Asta da petrecere! Da, numai că acum nu mai e atât de departe! Știi ce zic eu? Să jucăm hockey rusesc și să folosim pe omul păi, Angen, trecut! No! Acum aici și asta! Ia fi atent de pe cine faci meschin. Auzi? Dar acum nu suntem feriți. Jur că nu sunt eu. Alo? Am venit după cheița. Vreau să-l dai chiar acum. Sau domnul Groaza aici de față se va ocupa de doamne. Regele Pin poate obține orice informație are nevoie, chiar și de la voi. Vezi bine. M-am să... Iar ai apărut fără bilet. Țesător de pânză sau pictez pe băbuță. Nu, gata. De unde ai apărut și tu fără bilet? Chiar m-am plictisit de joaca asta. Haide, să o tulim de aici. Iată un bun exemplu. Ce faci pe aici, tătăiță? Asta-i culmea, iar caz de adormit. Șefule, ce vrei să fac cu prăpăditul ăsta?